În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul 2 din testul 1 din cele 5 propuse de minister, numite teste de antrenament pentru examenul de bacalaureat profil științe ale naturii. La exercițiul 1 se consideră o matrice A de X, trebuie să calculăm determinantul, să demonstrăm o relație și să aflăm un număr natural N, astfel încât are loc acea egalitate. Iar la exercițiul al doilea avem o lege de compoziție, trebuie să arătăm că numărul n este un număr natural, apoi să rezolvăm o ecuație și să arătăm că funcția respectivă este un morfism. Haideți să începem! Subiectul al doilea, exercițiul 1, se consideră a de x egală cu x3 minus 3x, punctul a, să se arate că determinantul lui a de x este x la a doua plus 9. Haideți să vedem determinantul de dedesubt. Determinantul A de X este x3-3x. Pentru că este o matrice de 2 pe 2, este foarte simplu de calculat. Este produsul de elementelor de pe diagonala principală mai întâi, minus produsul de elementelor de pe diagonala secundară. Și atunci vom avea x la 2a plus 9. Deci rezultă că determinantul lui A de X egal cu x la 2 plus 9 este o relație adevărată, oricare ar fi x un număr real. Foarte simplu, nu-i așa? Punctul B. Demonstrați că a de 2020 minus x plus a de 2020 plus x este egal cu 2a de 2020, oricare ar fi a, oricare ar fi x un număr real. Haideți să vedem mai întâi cine este A de 2020 minus X. Este matricea obținută prin înlocuirea lui X cu 2020 minus X. Și vom avea 2020 minus X, 3, minus 3, 2020 minus X. Apoi, A de 2020 plus X este... 2020 plus x, 3 minus 3, respectiv 2020 plus x. Haideți să facem suma lor și să vedem ce obținem. 2020 minus x, 3 minus 3, 2020 minus x plus 2020. Plus x, 3, minus 3, respectiv 2020 plus x. Și acum, adunând component cu component, vom avea 2020 plus 2020 este 4040, minus x plus x se reduc, plus 3 plus 3 este 6, minus 3 minus 3 este minus 6, la fel aici x cu x se reduce și obținem 4040. Se observă că putem să dăm factor comun pe 2 din această matrice și vom avea 2 ori: 2023, 3, minus 3 și 2020. Și dacă ne uităm cu atenție, observăm clar că această matrice este de fapt A de 2020, de unde rezultă într-adevăr că A de 2020 minus x plus A de 2020 plus x. Este egal cu 2A de 2020. Oricare ar fi X un număr real. Haideți să mai vedem și punctul C. Determinați N număr natural pentru care ADN ori A de 2 minus N este A2A de minus 6. Haideți să facem mai întâi înmulțirea A de N ori a de 2 minus n. Va fi n, 3, minus 3, n, înmulțită cu 2 minus n, 3, minus 3 și 2 minus n. Întotdeauna la înmulțirea a două matrici se înmulțește fiecare linie din prima matrice cu fiecare coloană din a doua matrice. Și haideți să vedem ce vom obține. Avem n, ori 2 minus n, Plus 3 ori minus 3. Apoi avem N ori 3 plus 3 ori 2 minus N. Mergem acum la ultima linie și vom obține minus 3 ori 2 minus N plus N ori minus 3, minus 3 ori 3 plus N ori 2 minus N. Și atunci avem, desfăcând paranteza, obținem 2 N minus n pătrat minus 9, apoi vom avea 3n, minus 3n se reduce și rămânem cu 6, aici la fel vom avea plus 3n, minus 3n se reduc și rămânem cu minus 6, iar pe ultima componentă vom avea minus 9 plus 2n minus n pătrat. Această matrice trebuie să o egalăm cu 2a de minus 6 se observă că putem să... Haideți mai bine să scriem pe pagina cealaltă. Am obținut că A de 2000, dați să vedem, A de N ori A de 2 minus N este egală cu minus N pătrat plus 2N minus 9, 6 minus 6, sper că am scris bine, și minus n pătrat plus 2n minus 6. Și știam că a de n ori a de 2 minus n este 2 ori a de minus 6. Iar 2 a de minus 6 înseamnă de fapt 6 ori minus 6 ori 2 înseamnă minus 12, 3 ori 2 este 6 aici, Minus 6 și apoi x ori 2, 2x adică minus 12. Egalând cele două, se observă că n pătrat plus 2n minus 9 trebuie să fie minus 12. Haideți să adunăm 12 și obținem că minus n pătrat plus 2n plus 3 este 0. Astfel încât a este minus 1, b este 2, c-ul este 3, de unde obținem că delta va fi b la a doua minus 4 ori a ori c, Făcând calcul, obținem că delta este 4 plus 12, adică 16. Astfel încât n 1, 2 vor fi minus b, plus sau minus radical din delta pe 2a și avem prima valoare, n1 este minus 2, minus 4 pe minus 2, minus 2, minus 4 este minus 6 pe minus 2 este 3, și a doua valoare, n2, este minus 2 plus 4 pe minus 2, care înseamnă 2 pe minus 2, adică minus 1, dar n trebuie să fie un număr natural, din asta obținem că Soluția este 3. Haideți să vedem în continuare exercițiul 2. Pe mulțimea M, care este intervalul închis în 0 plus infinit, se definește legea de compoziție asociativă x compus cu y egal cu radical din x pătrat plus y pătrat. Punctul A. Arătați că n egal cu radical din 33 compus cu radical din 31 este număr natural. Calculăm radical din 33 compus cu radical din 31, astfel încât pe x îl înlocuim cu radical din 33 și pe y cu radical din 31 și vom obține radical din 33 la pătrat plus radical din 31 la pătrat. Radicalul la pătrat știm că dispare și rămânem cu radical din 33 plus 31, care înseamnă radical din 64, care este 8. Din rezultă că N este 8, ceea ce înseamnă că într-adevăr N este un număr natural. Punctul B. Aflați X din M pentru care x compus cu x compus cu x la puterea a doua este 300. Haideți să notăm acest x compus cu x cu a și să aflăm mai întâi cât este valoarea lui x compus cu x compus cu x, după care vom lua să vedem exact cât este x-ul. Rezultă de aici că a pătrat este 300, ceea ce înseamnă că a va fi plus minus radical din 300, de unde rezultă că A este plus minus 10 radical din 3. Asta înseamnă că în prima situație avem x compus cu x egal cu 10 radical din 3 și în a doua situație vom avea x compus cu x compus cu x egal cu minus 10 radical din 3. Haideți pentru început să vedem cât este x compus cu x de două ori. Va fi radical din x pătrat plus x pătrat, care înseamnă radical din 2x pătrat care de fapt va fi modul din x radical din 2, dar pentru că x este un număr pozitiv, va fi x radical din 2. Apoi avem x compus cu x compus cu x, este x radical din 2 compus cu x și va da radical din x radical din 2 la pătrat plus x pătrat care înseamnă radical din 2x pătrat plus x pătrat, și obținem radical din 3x pătrat, care iarăși este modul de x radical din 3, în concluzie, x radical din 3. Din primul caz, dacă x radical din 3 este 10 radical din 3, obținem că x este 10. Din al doilea caz, dacă x radical din 3 este minus 10 radical din 3, Obținem că x este minus 10, nu-i așa? Aveam că x este 10 sau minus 10, dar x aparține lui m. În m aveam intervalul de la 10 la plus infinit, de la 0 la plus infinit. De aici rezultă că soluția este doar 10, pentru că minus 10 nu aparține acestui interval. Punctul C. Se consideră funcția definită pe minus infinit 0 cu valori în 0 infinit, unde f de x este egală cu radical din minus 2020x. Arătați că f compus f de x plus y este egal cu f de x compus cu f de y, oricare ar fi x și y, din minus infinit 0. Haideți să începem, vă rog, cu membrul stâng. f de x plus y. Înseamnă că mergem să-l înlocuim pe x cu y și vom avea radical din minus 2020 x plus y. Acum să vedem f de x compus cu f de y. f de x știm că este radical din minus 2020 x compus cu minus radical din, radical din minus 2020, y, care va fi, dacă mergem să înlocuim în funcție, radical din minus 2020, x, la pătrat, plus radical din minus 2020, y, la pătrat. Asta înseamnă că vom obține radical din 2020 minus 2020x plus minus 2020y pentru că radicalul dispare. Ceea ce înseamnă radical din minus 2020 pe lângă x plus y. Haideți să notăm relația aceasta cu 1, pe aceasta cu 2. Din relațiile 1 și 2, rezultă că f de x plus y este egal cu f de x compus cu f de y, oricare ar fi x și y din minus infinit 0.